Vă salut! Suntem la Smart Job la Europa Liberă. Alături de mine este Petrișor Țepurluie, psiholog și psihoterapeut, formator și supervizor în psihoterapie cognitiv-comportamentală și schema terapii. Petrișor, te salut, mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumesc și eu pentru invitație. E o bucurie să te avem alături de noi. Făceam un exercițiu în metro înainte să vin și zic, mai a, va pica de minune pe tema pe care noi o avem astăzi. Mă uitam în jurul meu câți oameni stau pe telefon, atenție, eram și eu, adică nu sunt mai brează, <laughs> și câți oameni nu. Din vreo 20 de oameni pe care îi aveam așa în vizor, 18 erau pe telefon, 2 Uh, unul uh, era cu mâna pe bară, celălalt geantă și bară uh, pentru a se susține. Și încercam să-mi imaginez, eu însă, mi stând pe telefon în acel moment, cum era că nu aveam telefoane? Eram noi cu gândurile noastre, și acum suntem noi cu ce? Eram cu visele noastre. Înainte, noi visam, încercam să ne imaginăm lucruri pentru a face față disconfortului. Ce disconfort, a fi în mijlocul unor oameni nu este întotdeauna confortabil pentru foarte mulți oameni, pentru foarte multe persoane. Sunt persoane care se pot simți confortabil, altele mai puțin, în funcție de spațiul personal care ne este încărcat, încălcat. De regulă ne simțim confortabil când cineva este la 3 metri de noi. Uh -huh. Lăsăm mai aproape persoane apropiate, persoane cunoscute, însă când cineva intră în, la o distanță de... O mână cam de 75 de centimetri, disconfortul crește foarte mult. Pentru a face față, avem nevoie de distractori. Telefonul este unul dintre cei mai la îndemână distractori. Deci nu eram ancorați în prezent nici atunci când aveam telefoanele? Nu, chiar. Doar că ne foloseam creierul ceva mai mult. Acum telefonul gândește în locul nostru. Trăim în vremuri în care munca e intensă, nu muncim foarte mult, viața e din ce în ce mai scumpă, petrecem foarte puțin timp cu noi înșine și ajungem în zona asta de dependențe, de telefon, de mâncare, de shopping, de alcool, de droguri, de jocuri video, doamne și câte mai sunt și pe care poate nu le cunoaștem. Da. Ce doare atât de tare în noi, Petrișor. de regulă la fiecare doare altceva. Dar modalitățile prin care noi putem face față disconfortului emoțional, temerilor, tristeților, furiilor câteodată, una din aceste modalități este și distragerea sau ceea ce mai târziu devine dependența. Adică, în principiu, organismul uman pentru a face față stresului recurge la ceea ce este înregistrat uh, genetic, uh, fiind ca fiind uh, reacție la stres. Reacția la stres este de trei tipuri. Uh, luptă, fugi sau fă pe mortul. Fugi este modalitatea care conduce către dependențe. Noi încercăm să evităm să ne confruntăm cu disconfortul. Disconfortul emoțional, emoțiile noastre negative, încercăm să fugim de ele, pentru că într-o perioadă a, a copilăriei de regulă, atunci când acest disconfort era foarte mare, nu am fost ajutați să facem față sănătos. Nu am fost ajutați să ne confruntăm, să gestionăm, să tolerăm emoția și atunci am recurs la diferiți distractori. Care erau frazele rostite de părinți? Ce am învățat noi de la ei? Uneori învățăm de la ei. Lasă, ia o ciocolată, ia o bomboană, mănâncă ceva, Hai, îți dau drumul la desene. Adică modalități prin care sunt copiii învățați să evite. E adevărat, sunt părinte la rândul meu și îmi dau seama că unor e foarte dificil să faci în același timp să-ți faci și treaba, să faci de mâncare eventual, să faci curățenie, să te ocupi și de copil. E dificil. Dar cu cât noi recurgem mai mult la astfel de strategii, la desene, la uh, mâncat în loc să gestionăm emoția copilului în momentul în care apare, uh, cu atât mai târziu uh, vom uh, da naștere un astfel de dependență. Va fi mai ușor pentru ei să recurgă la ele. De ce ne e greu nouă ca părinți să acceptăm furia copilului, să acceptăm tristețea copilului, lacrimile, pentru că aud deseori, nu mai plânge, nu mai fi tristă, mm -hmm. sau de ce să fii furioasă, nu mai lovi, bun, ok, violența nu e sănătoasă, dar asta nu înseamnă că el nu are dreptul să fie furios, nu? Mm -hmm. Sunt multe motive. Principalul motiv este propria Dificultate de a tolera emoții. Adică, și noi am fost învățați la fel. Cam, cam la fel. Noi, la rândul nostru, am fost învățați la fel pe de-o parte. Nu ne-am dezvoltat toleranța, abilitatea de a ne gestiona propriile emoții, și atunci ne deranjează și la propriul nostru copil. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, adeseori, mai ales în legătură cu unele emoții negative, cum ar fi furia, avem tot felul de etichete atașate dacă vei fi furios, mai târziu vei distruge lucruri, vei ajunge la închisoare, iar eu voi fi judecat de lume pentru că n-am fost un părinte bun pentru tine. Mm -hmm. Sau simplu, nu sunt un părinte bun dacă uh, copilul meu acum plânge sau uh, e trist sau uh, e speriat sau e furios. Și atunci, ok, hai să transformăm totul în distracție sau uh, hai să-l distragem cu ceva. Dă-mi un exemplu, hai dă-mi un exemplu Ai copilul furios în față Care țipă, lovește, trântește se zbate pe jos că am avut astfel de cazuri Poate noi și ne-am trecut prin ele exact. ce îți spui? Mai ales când e în public Exact, mamă și ce rușine ți atunci, nu? Da, e wow. mai simplu să-l distragi Decât să te așezi la nivelul lui să-i spui, ok, ce se întâmplă? Știu că vrei. X că de regulă face un tantrum atunci când vrea ceva și noi nu vrem. Mm -hmm. Sau există motive raționale să nu-i oferim acel ceva. E important să stăm acolo cu el. Ok, știu că ți-e greu, știu că uh, nu știi cum să faci față, dar sunt aici, ok. Fie că plânge și luăm brațe și îl ținem și așteptăm să-l niștească, păstrând uh, ferm limita. Atunci când ne încălcăm pentru că el plânge, pentru că face un tantrum, pentru că uh, se agită într-un fel sau altul, noi, pe de-o parte, producem o condiționare. Plângi, primești ceea ce uh, ai cerut. Uh, faci un tantrum, primești și mai repede ceea ce ai cerut. Atunci noi, uh, prin această condiționare, vom perpetua uh, acel comportament uh, și, în același timp, copilul nu dezvoltă toleranța la frustrare în legătură cu acea emoție. Toleranța la frustrare se dezvoltă în, în timp. Niciun copil nu are toleranță la frustrare. Ne naștem cu intoleranță maximă. Un copil, un bebeluș, când este mic, la cea mai mică senzație de foame declanșează reacția de protest, plânsul sau agitația și furia mai târziu, pentru ca mama să vină să-i dea de mâncare sau să-l schimbe sau să-i ofere o formă de conexiune emoțională, care rar este luată în calcul ca fiind la același nivel cu mâncatul și uh, îngrijitul îngrijitul emoțional, îngrijirea emoțională este la fel de importantă, uneori chiar mai importantă. De ce e mai greu un public atunci când copilul are o furie, o tristețe, o nemulțumire? Pentru că ne e rușine? Am ce etichetări. părinții nașpa suntem. Exact. Datorită etichetelor pe care noi ni le dăm. Ce vor zice ceilalți despre mine? Vor zice că sunt un tată rău, un incapabil, mai ales dacă ești psiholog. Ce fel de psiholog ești tu? <laughs> Nu știi nici măcar atâta lucru deci să faci. Deci ce presiune e pe tine, nu? Exact, da. <laughs> deci ce e în spatele dependențelor, Petrișor? Disabilitatea de a uh, tolera disconfortul emoțional, ce am spus și până acum, condiționări. Uh, putem să spunem că uneori există și o uh, condiționare genetică de a recurge mai ușor la această modalitate de a face față distresului de a evita. Fie că am, e mai ușor genetic să recurg la asta decât la cealaltă, de a lupta sau de a renunța, de a mă preda, de a fi băiatul bun, mai bine evit. Pentru că asta mi-e condiționat. Pe de altă parte, mi condiționat nativ. Am genetic propensiune, am tendința să fac asta. Pe de altă parte, dacă am model, chiar recent discutam cu soția că Uh, sunt situații în care uh, copilul este dus la jocuri de noroc La păcănele de un părinte sau un frate mai mare Sau, ok, uneori un prieten E dus și constată că e ceva foarte palpitant acolo Atracție da. uh, Suprastimulare se numește De ce ne place lucrul acesta? Pentru că atunci când suntem mici Uh, creierul nostru este dotat cu așa, se, uh, așa numiți opioizi naturali. Opioizi naturali care se secretă în uh, interacțiunea uh, emoțională apropiată, în conexiune cu persoane semnificative. Căutăm astfel de persoane, avem nevoie de ele, e o hrană emoțională fără de care n-am putea supraviețui sau am putea viețui, am putea uh, Dezvolta modalități de a lupta cu viața, nu ne, de a ne bucura de ea. Okay? Ei, în momentul în care nu primim conexiunea de care avem nevoie, acești opioizi nu prea se secretă. Nu, nu avem parte de ei. E un disconfort, opioizi natoare înseamnă plăcere și atunci căutăm alte modalități de a ne face plăceri. Doar că celelalte modalități, care de regulă sunt în categoria uh, suprastimulării sau uh, uh, distragerii, uh, nu vor acționa asupra acestui mecanism, ci asupra altui mecanism neurologic, și anume mecanismul dopaminergic. Ne creăm dopamină, care nu funcționează la fel. Cu cât avem mai multă dopamină, cu atât dorim mai multă. <laughs> și în același timp scade sensibilitatea la obiezi natural care sunt mult mai light, mult mai da. ușor. Nu ne creează mm -hmm. o intestată la fel de mare a plăcerii. Dăm detalii despre schemele astea învățate din copilărie, tiparele astea în care suntem, nu știu, trecem printr-un moment poate mai dificil. Fie renunțăm, capitulăm, nu știu, fie supracompensăm, vă arăt eu vouă, da? Sau ne detașăm, evităm? Ce înseamnă tiparele astea? Cum ne prind ele în da. interior? Practic sunt uh, două categorii diferite. În interacțiunea cu adversitățile vieții, adversități însemnând uh, un părinte deprivant care nu-mi oferă ceea ce am nevoie, un părinte abuziv sau o altă persoană abuzivă care mă abuzează fizic sau emoțional, uh, ele creează așa numitele scheme cognitive. Schemele cognitive sunt algoritmi despre uh, viață ca într-un calculator. Pentru ca acesta să funcționeze, avem nevoie să introducem o serie de algoritmi, programele, sistemul de operare și ulterior alte programe care să-i permită să desfășoare diferite activități. Activitatea, programul despre relaționare poate să fie instalat corect în funcție de uh, modul în care au relaționat persoane semnificative cu mine. Dacă părintele a fost înțelegător, susținător, uh, acolo pentru mine, acest program va fi. Înregistrat corect. Dacă el nu a fost acolo când aveam nevoie, se creează o, o schemă cognitivă numită cea de deprivare emoțională, de privațiune emoțională. În care sunt înregistrate fraze simple. De genul nu-i pasă de mine. Nu contez pentru el, nu mă vede, nu mă aude. Nu sunt un nimeni la un nivel mai profund sau. Dacă, spre exemplu, părintele a fost abuziv sau non-protectiv și atunci când cineva m-a abuzat, în loc să mă protejeze, să mă înțeleagă și susțină, el îmi spune a fost vina ta, ai avut fusta prea scurtă sau alte... Da. Mă rog, m-aș să spun cuvinte mai urâte, dar lucruri uh, inadecvate, simplu spus. Ei, în momentul în care părintele uh, face asta, uh, se creează schema de abuz, care îmi va spune... Că ceilalți mai devreme sau mai târziu vor profita de mine, își vor bate joc de mine, mă vor abuza într-un fel sau altul. Și ca adult mergi cu, cu, cu așa asta, nu? Și ca adult mergi în întâmpinarea realității către ceilalți cu această percepție, ca un filtru, o perche de ochelari care îți va spune că toți ceilalți vor fie vor profita de tine, fie nu o să le păse de tine. E, e adevărat că noi încercăm să facem fața acestor dificultăți. Ele sunt foarte greu de dus. Pentru un copil, să părintele să nu fie acolo pentru el, e aproape imposibil de tolerat. Și atunci el încearcă să facă față. Mm -hmm. Cum poate să facă față? Una dintre strategii este să se predea. Să se predea schemei înseamnă să accepte că nu-i pasă de el, dar dacă el va sta cu minte, va fi un băiețel cu minte și va face ceea ce îi se spune, poate îl va vedea, o va vedea și va veni atunci când are nevoie, sau măcar va veni din când în când. Și așa va face poate și în relația cu șefii. Și probabil, în ulterior, la vârsta adultă, va recurge la aceeași strategie, pentru că îl va vedea pe șef ca fiind abuziv pentru că a ridicat tonul, spre exemplu. Toate schemele se, uh, sunt condiționate de trigger, declanșatori. Dacă părintele țipa în permanență, copilul la, copil se înregistrează triggerul țipat. Când șeful țipă, copil, adultul de data asta intră în schemă și atunci da, șeful. Bine, șeful. Gata, wow. facem. Okay? Asta dacă are uh, strategie de coping, de predare. Dacă are strategie de supracompensare, va încerca să domine. Ok, tu vrei să fac așa, nu eu să fac altfel, împotrivă o să fac întotdeauna cum vreau eu. Cu cât face mai mult asta, cu atât uh, se întărește în a uh, se, își dezvolta abilității în a face asta și atunci când șeful țipă, ce tu țipi? eu îmi văd de cu totul altceva. Nu te bag în seamă sau dacă te bag, sau eventual dacă mă caci pe nervi, o să spun vreo două. Ți arăt eu ție. Ți arăt eu ție, exact. Ce dacă ești tu șeful meu? Okay? Și tema noastră, evitarea, când părintele face ceva care rănește sau deprivează, copilul poate să recurgă la diferite strategii. Părinții se ceartă, copilul se duce în camera lui, se joacă cu jocurile, jocuri pe calculator, jucării, telefon mai târziu, sau se uită la desene. Asta e o distragere. El se distrage de la disconfortul creat de teama că, de activitate, acțiunea părinților, de faptul că ei se ceartă, îi creează teamă că nu știu, se vor despărți, va rămâne singur, cine o să aibă grijă de el, cine are grijă de el acum? Cine îl întreabă? Băiat, rămâi fetiță, e ceva, în cum e pentru tine? Mm -hmm. Cum te simți? Îmi pare rău că am făcut asta. Îmi pare rău că te-am rănit pe tine. Nefăcând lucrul ăsta, copilul trebuie să recurgă la ceva să facă față. Și așa va face ca adult. Și ulterior, ca adult, când șeful țipă, revenind la aceeași analogie, el va intra în, să zicem, hai să scrollăm puțin facebook <laughs> Sau altceva. Alcool? Alcool, mai oguri. târziu. Probabil că la serviciu o să fie mai greu cu alcoolul, dar se duce acasă și, și poate să recurgă la alcool. Exact, hai să ies cu prietenii sau doar mă duc acasă și bag un cui, ca să zic așa, cum spun ei. Practic, vocile părinților noștri se aud în mințile, în sufletele noastre și în prezent, exact. când suntem adulți. Ele se înregistrează într-o parte a creierului nostru care ne va dubla în permanență realitatea. Va comenta despre ceilalți va comenta despre noi și din păcate în funcție de modul în care părinții noștri sau persoanele semnificative, că nu doar părinții ne cresc, ne Sigur. cresc unor bunici, alteori uh, unchi și așa mai departe, cu cât ei sunt mai prezenți în viața noastră, cu atât au mai multe șanse să uh, facă parte din această, cum spuneam, acest discurs interior. Dublează atât ceea ce se întâmplă în realitate, cât și ceea ce se întâmplă cu noi. Ce facem noi? Dacă în trecut au fost critici părinții, atunci această voce va fi critică și va spune nu ești bun, nu ești suficient de bun, nu ești suficient, nu ești în stare, ești un fraier, ești un prost și așa mai departe. Sau ceilalți sunt răi, agresivi, își bat joc de tine, tu ești un fraier pentru că îi bați joc de tine și așa mai departe. Dependența de muncă. Cred că e în top în zilele noastre. A fi workaholic, a fi mereu obsedat de e-mail, Îți iei și ceas să vezi acolo când vine un update, da? Mereu ești conectat, mereu ești pe rețea, nu? Cu colegii de la serviciu, pentru că ai parte de recompense, apreciere, poate recompense financiare. Cum îți dai seama că ești dependent de muncă? Atunci când depășești limita ta, care poate fi o limită voluntară sau chiar o limită fizică. Atunci când treci de limita fizică, e 100% o uh, dependență. E adevărat, dependența de muncă este cea mai acceptată social și chiar încurajată. Da, sunt zici, foarte, wow, felicitări! Sunt foarte multe uh, firme și, în general, multinaționale care profită de, de asta. Faptul că persoana stă acolo și moare pe MTRZ e un avantaj pentru ei. E adevărat că sunt și multinaționale care acordă mult mai multă atenție uh, well-being-ul, de bine a persoanei, a uh, angajatului. Cu cât angajatul are un well-being mai crescut, are o stare de bine mai mai crescută, cu atât el va fi mai eficient pe termen lung. Imediat, el este eficient și dacă pui biciu pe el. Și problema este când uh, multinaționale este consumatoristă, ea va consuma și angajați. Ok, Batem pe ăsta până de, de tot. Următor, sunt destui care vor recompense, care da. au învățat în felul acesta să evite alte disconforturi. Ce poți evita prin muncă? Uh, orice. Dar, de regulă, oamenii tind să evite uh, disconfort din alt domeniu. Am disconfort în relația acasă, pot să stau mai mult la muncă. Am disconfort în, nu știu, în, într-o altă relație sau în relație cu mine, în privința unor standarde. Trebuie să performez. Okay? Cum pot să fac asta? Păi, dacă vreau doar să evit, probabil că o să-mi umplu ziua cu activități neperformanțiale, care să nu presupune evaluare. Evit evaluări implicându-mă în diferite activități de zi cu zi. Îmi umplu ziua. Okay? Dar lucrul acesta nu să-mi contrazică schema de eșec, spre exemplu, care tot așa se poate crea în dezvoltarea noastră, care spune că, de fapt, nu, nu sunt bun de nimic, nu o să fiu în stare vreodată să performez și apare așa numitul complex al impostorului. Mm care îmi spune altceva decât ceea ce se întâmplă. Deși eu pot să fiu foarte performant, pot să uh, demonstrez celor și tot să-mi spună felicitări, am făcut o prezentare excelentă și eu să spun, nu s-au prins ei, că dacă știau ce prostie am făcut, <laughs> câte greșeli am făcut, bine. exact, oricum nu e bine. Mm -hmm. Și uite așa, te îndrept spre ce? Spre burnout? Depresie? Da. Anxietate? Da. Burnout-ul poate fi creat atât, de, el poate fi creat teoretic de orice coping. Cel mai uh, frecvent coping care creează burnout-ul însă, este copingul de luptă, supracompensare. Pentru că, practic, în uh, luptă cu propriul critic care îmi spune că nu sunt suficient de bun, eu voi avea tendința să demonstrez în permanență că sunt suficient de bun. Uite, o să-ți arăt că pot să fiu nu știu CEO, o să conduc nu știu ce multinațională, dar nu să-mi ajungă treaba asta. Eu trebuie să fiu și bun în tenis, trebuie să-i bat pe toți prietenii mei la tenis, dar poate vreau să habarnam să uh, am un alt hobby în care trebuie să fiu cel mai bun. Nu pot să nu fiu cel mai bun. Iar lucrul acesta la un moment dat uh, o să consume toată energia, o să-mi consume uh, tot timpul, nu să mai am timp pentru mine deloc și la un moment dat plăchesc. Cum pui stop muncii? Ce faci? Teoretic, dacă sunt într-o fază așa de avansată, mergi la psihoterapie. E cea mai la îndemână. Fără un terț de regulă, fără o grindă uh, a minții unei alte persoane, fără o grindă a minții unei alte persoane, de multe ori nu ne putem da seama ce se întâmplă în mintea noastră. Mintea umană are tendința să se autovalideze. Ea tinde să ne Traducă realitatea ca și când ar fi realitate. Nu știm să facem diferență. Un psihoterapeut, atât prin o altă perspectivă avizată, precum și prin metodele prin care el le, le învață, poate să ne ofere o glindă curată. O glindă curată înseamnă neviciată de propriile uh, critici, de propriile etichete, de propriile probleme. Mergem mai departe. Dependența de alcool, de droguri, de tutun. Ce doare acolo? Ce e în spatele ei? În principiu, același lucru, disconfortul emoțional. E adevărat, de fiecare dată e altceva la o altă persoană. Generic putem spune disconfort emoțional, e foarte general exprimare. Uneori este o teamă de a rămâne singur alteori este o teamă de a fi abuzat, alteori este o teamă de eșec, alteori este o teamă de a mă desprinde de un cineva semnificativ, așa numită persoană cu care sunt fuzional, în ciuda faptului că acel cineva semnificativ, acea persoană îmi face foarte mult rău. Iar acea persoană poate fi un părinte, poate fi un frate, o soră sau un partener de regulă foarte timpuriu cu care am uh, intrat în imeshment, în fuziune, și uh, schemele mele spun că dacă voi face asta nu voi supraviețui singur. Fie nu voi supraviețui singur emoțional și voi vorbi de o dependență emoțională, fie nu voi supraviețui singur fizic, nu mă voi descurca, nu o să pot să-mi țin un job, nu o să pot să fac curățenie în casă, nu are cine să-mi dea de mâncare și asta e o dependență fizică sau funcțională. În cazul copiilor, cum gestionezi setea asta de telefon, de internet, de gadgeturi, de jocuri video. Păi, în primul rând, ar fi important să nu o hrănești prin propriile uh, încurajări în acest sens. Ceea ce ne apără împotriva dependențelor și de regulă a tuturor uh, copingurilor, este conexiunea. A păstra conexiunea cu copilul este cea mai bună apărare. A păstra conexiunea presupune atât timp petrecut cu copilul, timp împreună, precum și uh, conexiune emoțională. Că pot să stau lângă copilul meu și el să stea pe telefon și eu pe telefonul meu sau eu, nu știu, pot să citesc o carte foarte, uh, să spunem, uh, socialmente uh, acceptabil și lăudabil. Dar dacă lângă mine copilul meu se uită pe telefon, este ca și când și acolo. Mm -hmm. okay? De ce cumpărăm atâtea haine pe triușor? E nebunie, ai că înainte mergeam în magazine fizic, acum cumpărăm online la greu. Mm -hmm. Ce acolo? De ce vrem mereu ceva nou? Ne avem garderoba plină, dar noi mai vrem ceva. Mai ai N și albastre, mai iei una albastră, care nu știu ce are, un nasture verzuliu. Mm -hmm. După cum spunea Freud, suntem guvernați de principiul plăcerii. Tindem să repetăm comportamentele care ne provoacă plăcere și să evităm comportamentele care ne creează disconfort. Uh, cumva, într-o manieră, uh, prin condiționare socială, prin marketing, s-a creat tot mai mult această uh, plăcere de a avea lucruri. Pe de altă parte, este și una din modalitățile de a face față. Uh, Rănilor de atașament. Mai exact, după cum spunea Balbi, cine nu se atașează de oameni, se atașează de lucruri. Ceea ce ne creează o plăcere oarecum similară. Și vom avea tendința să ne atașăm de tot mai multe, până la hoarding, până la a depozita tot felul de lucruri, mai mult sau mai puțin utile și mai light, să zic așa, a avea lucruri frumoase pentru care începem să primim recompense, recompense sociale, ceilalți ne admiră, ne uh, laudă. Okay? Iar asta ne, cre ne creează plăcere. Fiind condiționați de această plăcere, vrem tot mai mult. Neavând altceva, având o conexiune, nu putem să înlocuim, nu putem, de fapt, să înlocuim, să primim ceea ce avem cu adevărat nevoie această conexiune emoțională cu ceilalți. Și ce plăcere ne creează uh, cutia aia de înghețată mm -hmm. pe care o mâncăm toată atunci când ne doare ceva, nu? Da, de păcate, <laughs> condiționarea prin mâncare este cea mai periculoasă și cea mai... Uh, e condiționarea primară. Ce face mama atunci când copilul plânge și nu știe ce să-i mai facă? Deși tocmai a mâncat. Uite dă ceva dulce. De, nu, de regulă îi dă puțin lăptic nu Ok. okay? Sânul, La începutul. nu de liniștire și mămicile știu că de regulă se spune din partea uh, personalului specializat că nu, că nu trebuie să facă asta. E primul lucru pe care copilul învață. Să se liniștească cu sânul mamei. Ulterior cu ceva dulce sau doar cu mâncare. Și ne întrebăm. Da, parcă a luat în greutate cam mult. <laughs> Cine a început? Ok, acum să nu se înțeleagă faptul că aș critica părinții, a Absolut. făcut același lucru <laughs> la început când nu știau, deși citisem destul, totuși fără să vreau apelat la asta. E adevărat, pot să mă leg de condiționările mele la rândul meu. Când eram mic, nu prea exista limită la ciocolată, deși era destul de puțină pe atunci, mai ales când am crescut puțin și adolescent, faptul că erau 10 tablete de ciocolată în frigider și eu aveam acces în permanență la ele... Nu era un lucru prea sănătos pentru mine. În cazul acestei dependențe, când te ai prins? Când o... ai realizat? Am o fiat ce făceam eu când eram copil sau adolescent? Mult mai târziu. Mai ales făcând destul de mult sport, faptul că eu mâncam mult nu era o problemă pentru că și consumam mult. Însă, la un moment dat, când din motive care au ținut de job, n-am -am mai făcut atât de mult sport, mi-am dat seama că dacă voi continua să mănânc la fel de mult, cele 20 de kg pe care le-am luat într-un an vor fi 40 și apoi 80. Uh -huh. Și atunci mă am de ce se întâmplă totuși. Uh -huh. Și citind și uh, interacționând în propria mea terapie cu propriul terapeut, am descoperit că eu, coping, e o strategie, e un mod de a face față. Și că e al n de dificil să. Să oprești strategia asta, mai ales dacă nu ai altceva la îndemână. În spatele dependenței de sex, de pornografie, e altceva sau cam aceleași lucruri? Nu, no, e exact același lucru. Doar că este uh, și aceasta este destul de la îndemână. Uh, e o diferență foarte mare între sexul de tip conexiune, conectare, intimitate și suprastimularea prin sex, prin care căutăm să obținem dragostea pe care nu credem că putem obține printr o astfel de conectare. Sigur, cel care face sex promiscu sau de tip dependență va fi axat pe plăcere. Ce mișto e, ce bine e, ce ha! Hai să mai agățăm unul, hai să mai... sau unul, după caz. Da. Okay? Dar nu-și dau seama că, practic, în felul acesta... Ei nu vor obține niciodată ce au nevoie cu adevărat, pentru că nici măcar nu intră în contact cu nevoia respectiv, Că aș avea nevoie să mă conectez cu adevărat cu cineva, să primesc iubirea pe care nu am primit-o din copilărie și nu cred că o să o primesc vreodată. Și atunci cum pot să primesc această iubire? Fizic. Da. Se vindecă dependențele astea prin psihoterapie? Da. Când anume e nevoie de tratament medicamentos, de psihiatru? Teoria mea este numai multă, numai puțină medicație decât este nevoie. Însemnând, de regulă, dacă nu s-a declanșat o reacție de sevraj, ar fi cazul să recurs la psihoterapie și psihoterapeutul va evalua dacă este necesar. De regulă, nu este necesar dacă nu avem o reacție de sevraj, dar sunt multe variabile anxietatea poate fi atât de crescută încât nu o poți tolera fără medicație. Și atunci e nevoie să apelăm la un medic psihiatru care să dea medicație adecvată. Dacă a apărut reacția de sevraj, ok, situația în care a apărut reacția de sevraj, adică acea agitație psihomotorie, acea inclusiv halucinații pot să apară sau convulsii datorită opririi Consumului de substanță. Substanța poate fi alcool, poate fi un, un drog de înalt risc. Dacă a apărut această reacție, este absolut necesară cura de dezintoxicare. E riscant pentru un psihoterapeut să facă terapie cu un astfel de om care a ajuns la sevraș. Și e riscant, evident, pentru persoana care decurge la această strategie. Dacă ar fi să te referi la oamenii care ți intră în cabinet pe care ea e în terapie. Cum ai def defini vremurile astea pe care le trăim? Trăim o perioadă. Cum arată ea? Dacă ne uităm la istoria omenirii, trăim o perioadă roz. Pentru că, practic, e o perioadă în care foarte multe din... Nevoile noastre sunt satisfăcute. Există mult mai multă dreptate socială decât exista înainte. Mă refer aici, hai să zicem, la evu mediu. Da. În sine, în prezent, disconfortul psihic este mai mare decât cel fizic. De ce? Pentru că, hai să ne referim doar la uh, pandemie și ce consecințe nocive, negative a avut asupra oamenilor deși teoretic pandemia ne-a adus mai mult împreună, am stat mai mult împreună, practic ne-am confruntat tocmai cu dificultatea noastră de a sta împreună. Și în același timp ne-a distanțat de ceilalți. Am stat împreună, a fost, mă refer aici, pentru cei care au familii, dar cei care n-au însemnat o distanță extrem de greu de tolerat. Ceea ce a condus la o explozie a dependențelor. Oamenii au trebuit să facă față disconfortului creat de pandemie. Cum au făcut față? Unii luptând, Alții relându-și dependențele sau accentuându-și dependențele. Ar fi cuvântul care definește prezentul? Dependență? Da. Cred că am putea spune lucrul ăsta. Chiar dacă nu vorbim neapărat de dependențe de droguri de mare risc, peste tot în jurul nostru avem tot mai multe dependențe light. Cum vorbeai mai devreme? De telefon, de televizor, de muncă, de inclusiv orice presupune suprastimulare, poate să aibă acest efect de dependență și de distragere de la dificultățile noastre, de la emoțiile noastre în legătură cu dificultățile. Și mă refer aici atât la senzații tari, precum și la un sport făcut în exces cei care sunt junkie de sala de forță sunt din aceeași categorie și dacă te uiți cu atenție, foarte puțin sunt oameni relaxați care se duc la sală merg acasă, își fac un ceai o cafea, se relaxează au un alt, au multe alte hobby-uri au și o activitate profesională moderată, cu limite Da. E, cred că deja e fantasmă ceea ce spun eu aici <laughs> mai am o curiozitate Ajută-i pe cei care sunt atenți la noi, ajută-ne să ne trezim, să vedem mai bine. Ne salvăm prin. Prin ce? În primul rând, ne salvăm prin a ne conecta cu copiii noștri. Ei au nevoie, în primul rând, de asta. Ei au nevoie să îi ajutăm să se apere de toate aceste mijloace prin care. Uh, ulterior vor considera că sunt cool câteodată uh, vor, con uh, vor considera că e mai bine așa e mai la îndemână, e mai plăcut multe dintre ele sunt plăceri pure, odată ce au fost uh, accesate se vor autosustine nu e nevoie neapărat să am un disconfort major pentru a deveni dependent de heroină spre exemplu. E adevărat ce m-a făcut să consum asta e cu totul altă întrebare rare ori este un incident. O persoană echilibrată emoțional, dacă are un astfel de incident, să zicem, cineva îl injectează forțat sau, mă rog, să iau o doză, va apela la cel apropiat, pentru că există conexiunea, există canalul de legătură cu persoana semnificativă și spune. Și evident, pe acel canal trebuie să primească acceptare și susținere. Nu cum ai putut să faci așa ceva. Mm -hmm. Ești un O și etichetele, probabil că sunt cunoscute de toată lumea. Deci, conectarea e salvarea? Conectarea este salvarea, da. Și, practic, e ceea ce ne liște cel mai mult în prezent. E adevărat că pe toate, în toate cărțile de self-help, de dezvoltare personală, se afirmă acest lucru. Conexiune. E un experiment de pe care nu mi-l amintesc foarte clar acum. Uh, cel în care o maimuțică este uh, hrănită de un... Uh, e introdus într-o cameră și acolo există, există un, um, o, mai maimuță de metal și una cu blăniță. Maimuța de metal are lapte, cea cu blăniță nu are lapte. Ce crezi că face maimuțica? Ce faci? Va căuta mai, uh, maimuța cu blană Mă rog, asta, manechinul da? cu blană și va căuta să se hrănească de la maimuța wow. metalică. De ce? Pentru că vrea să simtă conexiunea. Suntem la fel și copilul va căuta același lucru, conexiune. Nu o primește, va căuta orice altceva.